Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, nu mai înțeleg nimic din vremea asta. Capricioasă. Da, capricioasă. A plouat ieri după masă torențial în Corbeanca. Adică perdea de apă, găleată de apă, ne-am și îngrijorat un pic. Și în București a fost la fel. Într-una, da. Și azi dimineață, cumva, în Corbeanca n-a mai plouat azi noapte, cred. Era uscat, dar erau bălți mari prin București. Înțeleg că și dimineața a plouat. Dimineața a dat o rafală așa scurt de control ca să vadă dacă mai suntem, dacă ne-am trezit. Aha. Da, nu foarte mult. Pe mine m-a prins pe stradă. Eram ieșit de la metrou și zic, wow, stai să vezi cum ajung. Dar a durat 2 minute. Da. Și după aia s-a oprit. Ciudat, au fost inundații în vest, în sud-vest, inundații mari. Înțeleg că o să continue vremea asta. L-am sunat pe prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu. Bună dimineața, bună dimineața, ascultătorilor Europa FM. Da, vă ascultam acum și constatam că ploaia de dimineață v-a făcut bine, chiar foarte bine, nu? Da. Da, ne-a trezit binișor, într-adevăr. Întrebarea e, e ceva diferit în luna asta? Că pare mult mai ploioasă și variațiile de vreme sunt mult mai puternice, așa? Adică de la căldură trecem la frig, la ploi foarte puternice, ce se întâmplă? Și o ramură a meteorologiei este climatologia, să spunem. Și din punct de vedere climatologic, luna iunie la noi în țară este caracterizată ca fiind cea mai instabilă. Prin aceasta trebuie să înțelegem că este luna cea mai ploioasă. Din cauza instabilității atmosferice care generează dezvoltarea norilor de furtună, acestor nori cu mare dezvoltare verticală, numiți cumulonimbus, apar și aceste averse, cantități de apă importante în timp foarte scurt, tot ceea ce s-a întâmplat în zilele precedente. Ce-i drept? Vorbim despre cantități de apă care sunt într-adevăr pe alocuri, mai ales, așa cum bine ați spus voi, în sud-vestul țării, semnificativ mai mari decât ceea ce ar fi trebuit să se întâmple în intervale scurte de timp. Adică au fost cantități extrem, extrem de mari, chiar se repete 50 de litri în mai puțin de 2 ore, spre exemplu. Ce se va întâmpla în zilele următoare? Numai o secundă, voiam să te întreb dacă în episoadele astea de ploaie torențială cu cantități atât de mari, 50 de litri pe metru pătrat pe oră, cred, că asta spui. Da, da, da. Dacă sunt cantități care n-au mai fost înregistrate sau e ceva cu totul și cu totul neobișnuit? Nu, nu putem vorbi despre niște recorduri din acest punct de vedere. Au fost situații în care cantitățile de apă în intervale scurte de timp au fost de asemenea foarte mari. Da. Dar efectele pe care le vedem ne duc întotdeauna cu gândul spre situații neobișnuite. Dar în lunile de primăvară, astfel de situații nu sunt neobișnuite. Din păcate, neobișnuite sunt efectele pe care le generează aceste cantități de apă foarte mari în intervale scurte de timp prin apariția acestor viituri rapide care, așa cum am văzut, au efecte de-a dreptul dezastruoase pentru comunitățile mici din zonele care sunt afectate. Ce urmează? Ei, din păcate, lucrurile vor evolua într-o manieră care să nu ne bucure. Adică, astăzi și mâine sunt mai puține ploi. În regiunile est-vestice, zonele montane aferente, Carpații Oriental, de Curbură, estul meridionalilor, Moldova, Muntenia, Dobrogea, astăzi și mâine, spuneam, sunt ploi în principal averse, dar nu însemnate cantitativ, nu ar trebui să pună probleme. Lucrurile se schimbă începând de vineri, pentru că și joi încă mai sunt astfel de fenomene, special la deal și la munte, pe areale mai restrânse în celelalte zone, dar de vineri după amiază, în nord și nord-vest, din nou instabilitatea atmosferică se va accentua. Iar peste weekend, dar și la începutul săptămânii viitoare, adică sâmbătă, duminică, luni și marți, dar cu probabilitate foarte mare, sâmbătă și duminică, din nou instabilitatea atmosferică va fi una foarte accentuată în aproape toată țara. Și țin să subliniez acest lucru și din nou vor fi intervale și zone în care va ploua torențial, vor fi cantități de apă importante, condiții de grindină, vijelii și evident crește din nou riscul de formare a unor viituri. Așadar, mai ales că se apropie, sau vorbim despre weekendul viitor și foarte multă lume, mulți ascultători ai noștri se pregătesc să plece, să se bucure de weekend, ar trebui să acorde foarte multă atenție prognozelor și avertizărilor de la Administrația Națională de Meteorologie. Mai mult decât atât, până să vorbim despre aceste fenomene, vorbim și despre temperaturi tropicale, aproape caniculare, pentru că începând de astăzi, dar mai ales mâine, joi, vineri, vremea se încălzește. Este practic un prim
episod de invazie de aer tropical, cum se numește, adică dinspre nordul Africii, peste peninsula Italică și apoi peste peninsula Balcanică, avansează aer tropical. Consecința, încălzirea de la o zi la alta și putem să vorbim de maxime care, dacă astăzi ajung pe la 32 de grade, cu vreme călduroasă în Câmpia de Vest, în Câmpia Română, vineri, joi, vineri, 33, poate 34 de grade, adică ne apropiem de pragul vremii caniculare, care și este pe fondul, 35 de grade. Pe fondul atâtor ploi torențiale, va crește umiditatea din aer și va fi neconfortabil. Categoric, da, asta se va întâmpla și după această perioadă sau aceste zile cu temperaturi foarte ridicate, acea instabilitate despre care vorbeam, vine la pachet și cu o răcorire a vremii, mai întâi în vest, în nord, în centru, apoi și în celelalte regiuni peste weekend. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Silviu, meteorologul Silviu Grigore. Pe de altă parte, să știi că dușurile astea scurte care așa vin, așa cum a fost ăla de azi dimineață, destind atmosfera în mijloacele de transport în comun, în sensul că e mult mai plăcut să mergi cu tramvaiul, cu autobuzul. Da, domnul Nicușor, Dan, dacă vreți să distribuiți săpun în stațiile de tramvai... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.